Bună ziua! Astăzi am să vă arăt cum facem modificarea la o plafonieră care are iluminarea prin neon. Adică, mai precis, o să-i punem bec. Da? Facem alimentarea și prin bec, dar putem face alimentarea separat și cu neonul. Ea este dotată cu neon, da? După cum o vedeți. Neonele se cam duc, nu prea mai sunt la modă și am să fac o modificare care să-i pun un bec. Și poate se aprinde separat sau se poate prinde amândouă concomitent de la același întrerupător. Eu o să fac alimentarea din priză. Aici n-am posibilitatea să pun întrerupător, dar dumneavoastră dacă o montați pe perete sau pe tavan, da, se poate face alimentarea din întrerupător separat cu acele două fire. Iată cum vom face și de ce avem nevoie. Avem nevoie de un fasun ceramic, un bec, eu am tot cu neon. Becul poate să fie de orice fel, da? Un fir care vine de la bec, cu roșu și negru, plus și minus, două clipsuri pe care vom prinde firele și încă un fir care va pleca cu alimentarea. Bineînțeles, alimentarea poate să fie din doză, v-am zis, sau eu o să fac în cazul meu de la priză, da? Să vedem cum funcționează. Se poate face și separat, prin întrerupător dublu sau să aprindem amândouă în același timp. Da? Prima dată o să scoatem neonul. Să punem aici în grijă să nu spargem, da? Și o să-i prindem acest fasung pe dispozitivul de prindere cu un șurubel, nu este foarte complicat. Asta în prima fază, după care vom face legăturile. Și avem așa, avem roșu care va fi masa și minusul care va fi nulul și negru care va fi nulul, pardon. Aici putem prinde la oricare dintre clipsuri, indiferent, unul pentru fiecare cablu în parte. Eu am preferat să-l prind pe mijloc. Da? După care vom pleca cu celălalt fir, da, care îl vedeți aici. Îl voi prinde tot așa, roșu la roșu. Și roșu cu negru la roșu cu negru. Iar celălalt voi face alimentarea la neon. La neon îl voi introduce pe cel roșu în dreapta. Iar pe cel negru în stânga. După cum vedeți, am mai rămas o singură parte, care vom folosi firele de la alimentare. Aici avem alte culori, albastru și maro, da? Dar nu e problemă, albastru întotdeauna este plusul, iar maro întotdeauna este nul. Noi, ca și cum am alimentat din tavan, de la întrerupător, și venim cu albastru. Îți facem un pic mai mult. Pe fază și cu maro pe nul. Acum aceste fire le vom da un pic așa. Dacă puteți să le prindeți cu ceva e ok, dacă nu o să montăm becul. Și acum montăm înapoi acest neon în locașul lui. Punem și firul de alimentare la neon. După care aprindem întrerupătorul sau băgăm în priză. După cum vedeți, funcționează ambele concomitent. Dar v-am spus, se pot pune separat pe întrerupător separat.
Numai că la cele care le punem cu întrerupător separat, alimentarea o facem separat. Adică vă trebuie, de exemplu, 3 din astea de clipsuri, da, pe care faceți alimentarea separat, iar de la masa o faceți comună. După cum vedeți, funcționează. Da? Cu asta fiind spuse, vă doresc vizionare plăcută și nu uitați să vă abonați. O zi bună!